Bună ziua! Sunt la standul CABE din cadrul Caravan Salon 2021, iar aceasta este rulota CABE Estate 780 DGDL. Acesta este interiorul rulotei CABE. Imediat pe mâna dreaptă este livingul în formă de U cu masa. Deasupra intrării există panoul de control. Aici este panoul CABE, radio. Spațiile de depozitare se deschid foarte ușor printr-un simplu click și vedem că sunt destul de spațioase. Aici este bucătăria foarte mare. Chiuveta și aragazul cu trei ochiuri. Bucătăria este în imediata apropiere a zonei de living. Aici avem mai multe sertare pentru veselă și pentru tacâmuri. Aici coșul de gunoi. Aici diverse sertare. Materialele sunt în schimb foarte plăcute la atingere. Se vede că sunt materiale de bună calitate. În continuare, în spate există patul matrimonial. La fel cu spații de depozitare. Avem spații de depozitare pentru haine. Acolo este congelatorul, frigiderul, care e foarte mare, și un cuptor jos. În continuare, un spațiu mare, un alt spațiu mare, foarte multe spații de depozitare, iar aici este încălzirea ALDE. Mergem mai departe și vedem un alt șifonier foarte spațios, foarte mare. Aici este un spațiu tehnic, un spațiu tot așa de depozitare. Iar după această perdea descoperim zona copiilor. Sunt două paturi suprapuse pentru copii. Accesul se face pe această scară. O altă canapea cu masă. Spații deasupra de depozitare. Și aici este toaleta, care este foarte mare. Spații de depozitare, toaleta, aici rafturi pentru depozitare și aici este dușul.
e una dintre cele mai mari băi pe care am văzut-o la târg. Este, baia are un spațiu foarte mare. Imediat lângă baie mai este tot așa preinstalat un suport pentru prinderea TV-ului. Da, o rulotă foarte, foarte mare.